Bună ziua, stimați urmăritori de pe Facebook, la o nouă ediție de Musical Book Lovers cu Victor Roa. Eu sunt prezentatorul vostru și în această ediție voi prezenta două volume foarte interesante din zona classic rock, mai precis biografia lui John Lennon de David Foenkinos, cum se poate vedea aici, precum și un album de poezie marca Bob Dylan, titlat Tarantula, după cum se poate vedea aici, evident, cu o prefață de Mircea Cărtărescu. Aș începe așadar să vorbesc prima dată despre volumul lui David Foenkinos despre John Lennon. Și pe coperta principală se poate vedea: viața este ceea ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să-ți faci alte planuri. Chiar așa este, într-adevăr. Este o carte foarte interesantă pe care am citit-o cu mulți ani în urmă. Cred că încă eram elev de gimnaziu pe atunci și evident eram foarte mare fan Beatles. Întreagăt fie spus, dintre Lennon și McCartney, Beatle-ul meu preferat era McCartney, dar tot am fost interesat de a-i cunoaște mai pe îndelete viața personală și profesională a lui John Lennon, motiv pentru care am achiziționat acest volum de David Foenkinos, care este tradus din limba franceză de Vasile Savin. Acestea fiind spuse, aș începe așadar prin a citi puțin introducerea din acest volum, pentru că, dat fiind faptul că am citit această carte cu mult timp în urmă, nu mai amintesc de a fi raport tot cursul ei narrativ. Așadar, după o copilărie furtunoasă, o ascensiune prea timpurie pe culmile celebrității, după întâlnirea hotărătoare cu Yoko Ono, după anii de rătăciri și droguri, John Lennon s-a hotărât să-și întrerupă cariera în anul 1975, la vârsta de 35 de ani, ca să se ocupe de fiul său, Sean. Timp de 5 ani, la New York, s-a retras din viața mediatică și nu a scos niciun album. În această perioadă și-a luat răgazul de a reflecta asupra drumului său nebunesc și, evident, ședințele care urmează s-au derulat între 21 septembrie 1975 și 7 decembrie 1980, ziua premergătoare a asasinării sale, din păcate, de către un dezechilibrat mental. Aici vorbim despre ședințele care au urmat să fie derulate de David Foenkinos cu John Lennon la reședința sa din stai că nu e specificat. numai puțin. La reședința sa tot din New York. Da, într-adevăr. Avem aici, pe tot parcursul volumului, practic un interviu de mai lungă durată cu John Lennon, sub lupa jurnalistică a lui David Foenkinos. Și, după cum se poate vedea, de-a lungul capitolelor, vorbim de ședințe separate, evident. Dar, la un moment dat, acest volum are și ilustrații care pot fi sorbite de ochii cititorului, după cum se poate vedea aici, și ilustrații din copilăria timpurie a lui John, dar de asemenea și din perioada timpurie a Beatles, cum se poate vedea aici, din perioada în care Beatles și cântau încă la cluburi, în cluburi. Și de asemenea putem să vedem viața lui în imagine, în turneu cu Beatles, aici și aici la fel, distrându-se practic și cu prima sa soție, Cynthia, o fotografie de colecție practic de la data de 7 februarie 1964. Vedem aici, așadar, îi vedem pe Beatles în toată plenitudinea lor, distrându-se în Liverpool. Cel puțin cred că este Liverpool aici, dacă nu e Liverpool, atunci este Londra, în orice caz un oraș englezesc. Îl vedem pe John în postura de actor, aici. Vedem de asemenea imagini cu John și Yoko, doua lui soție, Yoko Ono. Și cu George Harrison aici, trebuie menționat, un Beatle mai puțin cunoscut, să zicem așa, dar
tot interesant și marcant. Scris și el când de gen numai Lennon și McCartney. De asemenea, vedem poze din viața mai apusă a lui John Lennon, dacă mă pot exprima așa. Deci trecut practic de 30 de ani. Și nu în ultimul rând, vedem aici tributul adus cântecului Imagine în cadrul memorialului în onoarea lui John Lennon din Central Park. Pare că aici este memorabil și foarte clar, foarte sensibil. Altfel, vorbim despre în total 18 ședințe pe care David Frankenos le-a avut cu John Lennon și un epilog, evident, care vorbește despre moartea sa tragică și ce s-a întâmplat ulterior în conștiința colectivă și din Statele Unite ale Americii și din Regatul Unit și din lumea în general în ceea ce privește asasinarea lui John Lennon de un descreat mental. Postfață. Mai avem de asemenea și o postfață. Și evident trimiteri la alte volume interesante, cum ar fi autobiografia lui Eric Clapton sau biografia lui Edith Piaf de Jean-Dominique Brière, Fără iubire suntem nimic, și așa este, într-adevăr, așa cum se poate vedea aici și aici. Acestea fiind spuse, ar trebui să mai spun că avem și niște citate foarte interesante pe partea aceasta a cărții, practic pe coperta din spate. Nu ai nevoie de altcineva să-ți spună cine ești sau cine să fii, ești liber să fii cine ești, a spus John Lennon. Un portret subtil și uman în care surprindem stilul inconfundabil al autorului delicateței, Apolline Elta de la L'Evenement, așa a descris acesta volumul marca David Frankenos. O adevărată descoperire. Cu pana sa elegantă și delicată, Frankenos ne oferă o viziune completă asupra lui Lennon, obținând prin această contribuție un mare succes, așa a declarat Stéphane Fauchot de la plumelibre.com, adică stilo liber pentru cunoscători în franceză. Simțul umorului caracteristic starului este prezent, la fel și sensibilitatea sa, o capodoperă conchide Julie Locatelli de la Moutin. Da, acesta, dragi urmăritori, este John Lennon, biografie prin 18 ședințe de interviu marca David Frankenos. Este o carte pe care o recomand cu mare căldură, pentru că astfel putem descoperi pe John Lennon omul, nu numai muzicianul, prin prisma relațiilor sale cu familia sa, prin prisma copilăriei sale, evident, și, nu în ultimul rând, putem să descoperim și visele sale pe care le-a avut în ceea ce privește partea mai mult de apusă a vieții sale în care dorea să se retragă undeva pe coasta irlandeză, coasta de est irlandeză, dacă am înțeles eu bine din acest volum, din ce mai amintesc. Acestea fiind spuse, putem să trecem la al doilea volum pe care doresc să-l prezint astăzi de la editura Humanitas Fiction. Este vorba despre Tarantula de Bob Dylan, cu o prefață de Mircea Cărtărescu. Avem așadar aici un volum marca Raftul Denisei, o colecție excepțională. Am să încep prin a citi remarca lansată de Mircea Cărtărescu pe coperta din spate acestui volum. Mai precis, muzician, poet, Bob Dylan este una dintre personalitățile artistice care au marcat evoluție culturală din America anilor 1960-1970. Volumul Tarantula a fost scris de Bob Dylan la jumătatea anilor 1960 și publicat în 1971 cu o întârziere cauzată de accidentul de motocicletă suferit de autor în iunie 1966 și de dorința sa în cele din urmă abandonată de a opera modificări în manuscris. Asemenea lui Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Gregory Corso și poate mai mult decât ei, Bob Dylan a reprezentat în cântecele și în scrisorile lui, ce alcătuiesc un continuum fără fisură, criza de identitate a Americii de după război, căutările artistice ale unei generații obsedate de sentimentul unei schimbări iminente a lumii. The times they are changing, avertiza el, roata se învârtește
Ce-i azi dedesubt, mâine va fi deasupra. Ce-i azi disprețuit, mâine va face gloria unei literaturi. Tot acest amalgam haotic de cultură înaltă și cultură populară, de voci ce se întinde la nursery rhymes, la citate sofisticate, formează marele colaj al tarantulei. Aș menționa și niște citate de Peter Glass și Sorin Virguț. Peter Glass afirma: la orice pagină veți deschide această carte, veți găsi cu siguranță pe fiecare rând expresii poetice originale. Și mai fascinant însă este faptul că tarantula cu haosul ei marchează punctul din care Bob Dylan pornește în căutarea sa dinamică de mai multe decenii adevărului și sensului în viață. Poemele în proză din tarantula apar a fi, în majoritatea paginilor, echivalentul narrativ al unui tablou în care un maestru figurativ experimentează într-o manieră expresionist abstractă. Din magma verbală se desprind însă insule de expresivitate și indice ai unei coerențe subterane mai afine cu spiritul baladelor lui Bob Dylan decât ar putea părea la o primă impresie, a confis Sorin Virguț această copertă din spate a volumului Tarantula. Nu m-aș axa foarte mult pe Bob Dylan pentru că urmăritorii noștri, bineînțeles, cunosc omul și cunosc și muzicianul. Aș mai poposi totuși în a mai citi puțin din volum. Tarantula este un exponat prototip într-un posibil cabinet de curiozități literare, singura operă de gen, dar ce gen, a unui poet muzician epocal, cunoscută mai curând de inițiați decât de mulțimele de fani, apreciată drept o capodoperă de unii critici și contestată de alții. Mai experimentală, formal, decât marile sale cântece, împărtășește cu ele același spirit de rebeliune bine temperat. Flux verbal semi-automat sau șaradă, roman epistolar cu cheie sau farsă poetică sau amalgam din toate cele enumerate și enumerabile, cartea pune într-o lumină aparte evoluția uneia dintre cei mai influenți pop heroes din ultima jumătate de secol. Și aici aș citi puțin și din prefața de Mircea Cărtărescu, doar prima pagină ca să nu dau foarte mult de spoilere. Take it or leave it, așa se intitulează prefața lui Mircea Cărtărescu despre Tarantula, volumul lui Bob Dylan. Tarantula lui Bob Dylan e un tipic obiect artistic take it or leave it. Pentru mine a fost din prima clipă, fără niciun fel de îndoială, take it. Mă frigeau degetele să mă apropii de cartea asta când aflasem despre ea și apoi m-au fript degetele răsfoind-o când, după multă căutare, am făcut rost de ea. Am citit din ea la întâmplare, câte un poem, deodată, cum citesc de o viață din Finnegan's Wake, priveghiul lui Finnegan de James Joyce pentru cunoscători, fără să caut un sens injectat intenționat în amalgamul deconcertant de cuvinte. Am știut din prima clipă că sensul nu e acolo, ci că el se formează aleatoriu, haotic, înșelător, mereu e altul. În mintea mea avidă de pattern-uri și recurențe, cum vedem peisaje în bureții imbibați cu vopsele și aruncați în zid de Da Vinci sau în planșele testului Rosecach. Lectura pe care Tarantula, ca și multe alte scrieri post-avangardiste, post-suprarealiste, post-joyciene, în fine, după expresia lui Pynchon, post-ironice, o cere, nu e una hermeneutică, de scormonire după un sens încifrat, după un cod zero al scriturii, ci devine o mantică, o artă a ghicirii, ce și-are originea în I Ching, în liniile palmei și în zațul ceșilor de cafea. Dylan a absorbit în 1965-1966, când și-a scris singurul roman, întreaga uriașă schimbare a Americii, întregul murmur haotic și amenințător, profetic și anarhist, ce se simte și într-un fel își are originea în propriile lui cântece, în poezia generației beat, în muzica rock, în mișcarea hippie, în marșurile antidiscriminare, în cultura drogurilor și în New Age, în furia anticapitalistă și anti-war. Aceasta este o mostră din prefața de Mircea Cărtărescu. Sper că v-am stârnit interesul pentru lecturarea acestui volum. Este practic un experiment poetic și în același timp literar al lui Bob Dylan, care a și câștigat premiul Nobel în literatură în anul 2016. Dacă nu mă înșel, chiar l-a suflat, pot să spun, lui Cărtărescu. Sperăm că și Cărtărescu va câștiga premiul Nobel pentru literatură, pentru că îl merită din plin, zic eu. Dar pentru această ediție de Musical Book Lovers de la Digital Media Center, care aparține de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, rămânem așadar cu aceste două recomandări literare, mai precis John Lennon, sau Lennon pur și simplu, de David Fenkinos, și Tarantula de Bob.
Bob Dylan, prefațată, evident, așa cum am menționat anterior, de Mircea Cărtărescu. Eu am fost Victor O, vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la noi ediții de Musical Book Lovers. Mulțumesc!